Muzică, lumini și păpuși de mărimea unui om. Așa poate fi descris în câteva cuvinte spectacolul inedit din Piața Victoriei, ce a avut loc aseară. Fără replici, piesa Reflection a pus în scenă povestea de dragoste a unui cuplu care încearcă să treacă peste greutățile care i-au înstrăinat. Zeci de oameni au urmărit cu sufletul la gură spectacolul ce a făcut ca păpușile să prindă viață. Pe scenă amplasată în fața operei din Timișoara, oamenii au urmărit povestea spusă cu ajutorul păpușilor. Marionetele au fost mânuite de 4 actori păpușari. Fără cuvinte, doar prin muzică, lumini și gesturi, piesa spune povestea dintre o femeie și un bărbat care își trăiesc a doua tinerețe în grădina casei. Este vorba despre comunicarea într-o familie, într-un cuplu care nu mai funcționează. Nu ne dăm seama exact de la început ce s-a întâmplat între cei doi, de ce nu-și mai pot vorbi, ei încearcă pe parcursul spectacolului să comunice, doar că nu reușesc și mai târziu ne dăm seama că ceva s-a întâmplat, o traumă în trecutul lor și asta i-a făcut cumva să nu mai aibă curajul să vorbească unul cu celălalt. De regulă, un asemenea spectacol trebuie repetat aproape 4-5 luni, după care trebuie jucat încă vreo 2 ani ca să simți că într-adevăr ceea ce simți tu poți da mai departe unui obiect, unei păpuși și ea să se miște natural în fața oamenilor. Spectacolul cu păpușile de mărimea unui om a impresionat publicul. Chiar dacă piesa nu s-a folosit de cuvinte, mesajul a fost înțeles de fiecare spectator. Consider că este ceva unic. E prima oară când văd așa ceva aici și îmi place extraordinar de mult. Prin gesturi exprimă foarte multe idei, foarte multe cuvinte, să le spun așa. Reflectă viața pe care o trăim zi de zi și greutățile noastre și faptul că îmbătrânim și ne trece viața ușor, ușor. Arta în general mi se pare în orice fel manifestată e binevenită. La spectacolul din Piața Victoriei, intrarea a fost liberă.